România se pregătește să fie gazda unuia dintre cele mai mari turnee de Dota, cu premii totale în valoare de 40 de milioane de euro. Moment prielnic pentru autorități să legifereze statutul gamerilor prin modificarea legii sportului. Dacă până acum e-sports erau din punct de vedere legal în aceeași oală cu jocurile de noroc, odată cu noile schimbări, acestea vor intra în rând cu restul sporturilor clasice. Mai simplu spus, gamerii profesioniști vor fi recunoscuți oficial ca sportivi de performanță, la fel ca fotbaliștii, tenismenii sau basketbaliștii. O echipă de e-sports seamănă foarte mult cu o echipă sportivă tradițională. Are jucători, antrenor, analist, manager, psiholog sau nutriționist, în cazul în care avem o echipă ceva mai avansată, care are un istoric și buget, și mai sunt tot felul de roluri, suport, nu știu, social media manager și așa mai departe. Foarte important la o echipă de e-sports sunt sponsorii sau partenerii și, evident, fanii. Adică poți să zici că ești o echipă atunci când ai, într-adevăr, o bază de oameni care te urmăresc cu sufletul la gură. Aș vrea să zic că și patronul e important, dar nu e la fel de important ca cei menționați anterior. Dar da, structura e foarte similară cu o echipă sportivă. Reprezenta România la campionate mondiale, la ISF, și suntem chiar vicecampioni mondiali. Am fost și în Taiwan, Jakarta, Coreea de Sud. Cumva noi atunci am reprezentat România. Deci, deși echipa Nexus s-a calificat local, mai departe a reprezentat România și a fost naționala României. În momentul de față suntem top 100 la nivel mondial în materie de Counter-Strike. Cele mai bune performanțe au fost top 30 în Europa și top 50 în lume. Deci acum nu suntem chiar în cea mai bună forma noastră, dar toți suntem acolo. Facem headhunting. Nexus cred că e cea mai dezvoltată echipă din România la ora actuală și a fost în ultimii ani, și noi mergem pe headhunting, adică nu prea primim aplicații. În general, recrutăm jucători atunci când îi remarcăm în piață, ca să zic așa. Din ce am reușit eu să înțeleg până acum, eu sunt mai degrabă specializat pe zona de business și antreprenoriat. Da, într-adevăr, mi-a luat 6 ani de zile ca să-mi dau seama care e treaba cu antreprenoriatul și acum cumva trebuie să mă adaptez la noua realitate. Dar, pe de o parte, e absolut firesc. Asta se întâmplă în absolut orice industrie când e la început. În primă fază nu e neapărat recunoscut, reglementat. Noi nu cred că va fi vorba de o reglementare care să sufoce industria, ci mai degrabă o zonă de recunoaștere. Deci noi chiar asta ne dorim, să fie recunoscut sportul electronic ca o formă de sport. Și așa e în țările dezvoltate. Adică faptul că, nu știu, în Franța e-sportul este recunoscut și PSG-ul are și divizii de echipă de e-sports, le dă foarte multă încredere partenerilor sau sponsorilor și chiar și jucătorilor. Imaginează-ți care e moralul unui jucător care e professional athlete versus moralul unui jucător din România care e ținut pe, nu știu, un contract de referent marketing sau habar n-am, drepturi de autor sau mai știu eu ce. Da, suntem un SRL, mă rog, avem mai multe obiecte de activitate, că noi în cadrul aceleiași firme facem și producții video și prestăm servicii de marketing. Suntem un simplu SRL, îl găsești pe listă firme. Acum depinde care va fi formula finală a legii care va trece. Am înțeles că, cum am văzut-o ultima oară, era flexibil, adică puteai cumva și din punctul de SRL, dar dacă va fi nevoie să ne facem club sportiv, ne facem club sportiv. Deci, cu perspectiva părinților, o să schimbe perspectiva tuturor, inclusiv a părinților mei. O să schimbe perspectiva tuturor și aici mă refer și a partenerilor, da, nu știu, poate va fi mai puțină reticență să intre în zona asta, în momentul în care va fi recunoscut, o să-ți dai seama că e o chestie serioasă, că e o chestie de amploare. Cu ce o să ajute chestia asta? Va fi mai degrabă ca un catalizator care va accelera creșterea sportului electronic. Cumva să ajungem și noi la nivelul
țărilor mai dezvoltate. Aici mă refer la, nu știu, Franța, Statele Unite, nu știu, nu știu dacă o să ajungem chiar la nivelul Coreei de Sud, că acolo s-a inventat e-sportul și sunt destul de vizionari din punctul ăsta de vedere, dar sper să accelerăm dezvoltarea industriei până când ajungem la un nivel mai ridicat ca în afară. Cam asta ne dorim și asta credem că va fi impactul. Sigur, e-sportul oricum ar fi crescut și noi oricum ne vedeam de treabă și am fi ajuns acolo poate în 10 ani. Acum, dacă avem noroc de această modificare legislativă sau de această recunoaștere, că noi nu, care să nu gâtui industria, să nu sufoci și să nu ne bage tot felul de politici și proceduri și criterii adiționale ca să ne facem treaba, sperăm ca totuși ritmul de dezvoltare să fie unul mult mai accelerat.